Vă salut, dragi prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și astăzi am pregătit pentru voi un material despre veșnicele munci ale iadului. Părintele Ilie Cleopa, unul dintre marii duhovnici ai Moldovei, avea întotdeauna o urare pentru credincioșii care îl vizitau și care asistau la predicile sale. Mâncavar raiul. Dar de câte ori avea prilejul, le descria acestora și chinurile celor care greșesc calea și din cauza păcatelor ajung în iad. Iată ce spunea părintele Cleopa despre iad și veșnicele munci ale iadului. De atâtea ori auziți cuvântul iad în dumnezeiasca Evanghelie, în Sfânta Scriptură, în învățăturile sfinților, părinți și în tradiția Bisericii Ortodoxe. Dar v-ați pus vreodată întrebarea ce este iadul? Să știți că iadul este împărăția morții. Iadul este locul acela unde se chinuiesc, după dreptatea lui Dumnezeu, dracii și toți care au mâniat pe Dumnezeu și au făcut voile lor în această lume. Iadul este împărăția dracilor, a cărui poartă este deznădejdea. Curte sunt legăturile, ferestre întunericul, masă reaua în puțiciune și putoare, mâncare este foamea, băutură este setea, ceasornic este plânsul, așternut este văpaia, o rânduială este tulburarea cea fără rânduială a prăpastiei acelea groasnice. Dar știți dumneavoastră câte feluri de munci are iadul? 9 feluri de munci sunt în iad și toate sunt veșnice și foarte grele. Prima muncă este întunericul, cum arată marele proroc Isaia. Dar nu întunericul acesta, pe care îl vedem noi pe pământ, întuneric pipăibil. Ai văzut în Egipt, în pământul Ghesem, că unde erau evrei, era lumină și în tot Egiptul era întuneric. Nimeni nu știa pe unde să meargă, Dumnezeu ce nu poate, toate-s la dânsul, întuneric pe lumea asta, dar celălalt întuneric este veșnic. Acolo este întuneric așa de tare, încât îl poți pipăi cu mâna. Aceasta o zice dumnezeiescul Iov, mă voi coborâ în pământul întunericului celui veșnic, care nu are lumină, dar nici tămăduire în veac. De întunericul acela a amintit și Mântuitorul nostru Iisus Hristos în Evanghelia sa, când zice: legați-i mâinile și picioarele și aruncați-l pe el într-un întunericul cel mai din afară, arătând prin aceasta, cum zice și dumnezeiescul părinte Efrem Sirul, că este în întuneric greu. Deci, cea dintâi muncă ce stăpânește iadul este întunericul acela negrăit și neînchipuit. A doua muncă după întuneric este plângerea și scrâșnirea dinților. Atâtea lacrimi se varsă în iad într-o singură zi, că dacă s-ar aduna pe fața pământului, ar face un ocean mai mare ca Oceanul Pacific. Oceanul Pacific are 48.000 de kilometri lungime, de la polul nord până la polul sud. Are 18.500 de kilometri lățime și la insulele Mariane are 11 kilometri adâncime. Și numai în iad, într-o singură zi, lacrimile care se varsă acolo ar face un ocean mai mare ca Pacificul. Atâta plângere este în iad. A treia muncă este putoarea cea rea. Dacă s-ar aduna toate putorile de pe fața pământului la un loc, n-ar face niciun miligram față de putoarea care este acolo. Ca să vă dați seama ce putoare este în iad, am să vă spun o povestioară. Doi frați de la o mamă s-au dus la mănăstire să se facă călugări. Și unul s-a dus în mănăstire și a avut răbdare multă, smerenie multă, ascultare fără cârtire, și a rămas în mănăstire până la moartea lui. Iar altul și-a pierdut răbdarea și a spus că se duce în lume înapoi la tată și la mamă. Fratele cel care a rămas în mănăstire îl sfătuia:
Frate, nu te duce înapoi. Auzi ce spune Evanghelia. Nimeni, punând mâna pe plug, să nu mai privească înapoi. Deci nu te duce, frate, în lume, pentru că mare primejdie este să lași mănăstirea și să te duci din nou în lume. Iar el a zis, nu, eu mă duc. Dar nu te temi de chinurile iadului? Nu cred, frate, că sunt chiar atât de grele muncile iadului, cum spune Sfânta Scriptură sau cum spun oamenii. Așa s-a scris în cărți, ca să ne sperie. Și s-a dus acasă și s-a căsătorit și și-a făcut de cap. Dar n-a mai trăit mult, decât 3 ani, și a murit. Auzind călugărul că fratele său, care s-a întors în lume, a murit, a început să se roage cu foc lui Dumnezeu zicând, Doamne, arată-mi să văd unde este fratele meu, în iad sau în rai. După o vreme destul de îndelungată, într-o noapte, o umbră neagră a intrat în chilia lui și când s-a uitat el bine la lumina lumânării, l-a cunoscut. Umbra i-a zis, plângând și suspinând, Mă cunoști? Eu sunt fratele tău. Era negru ca un cărbune, doar după glas l-a cunoscut. Și atunci, acesta, văzându-l într-o stare jalnică, precum aceea, l-a întrebat, Frate, de unde vii? Din iad, că am lăsat mănăstirea și m-am dus în lume și mi-am făcut de cap. Am murit în păcate și m-am dus pentru păcatele mele în muncile iadului. Și atunci acesta a început să întrebe, Măi, frate, știi ce îmi spuneai tu mie, că muncile iadului nu s-s așa grele, ci s-au scris așa numai să sperie lumea și să înfricoșeze pe oameni. Chiar așa este de greu în iad? De mii de ori sunt mai cumplite chinurile iadului decât cum sunt scrise. Și de-ar avea codrul limbă și toată iarba pământului de-ar vorbi, n-ar putea spune cât de greu este în iad. Dar fratele se făcea că nu-l înțelege. Frate, oare voi putea să le încerc și eu puțin ca să mă încredințez de adevăr? Nu poți auzi răcnetele și țipetele și vaietele din iad, că tot atunci mori. Dar n-aș putea măcar să pipăi iadul? Nu poți, că acolo este foc care arde de miliarde de ori mai tare ca acesta și tot atunci te-ai topi, fiind în trup material. Nu pot nici să văd? Nu poți, că mori de frică văzând priveliștea aceea groaznică și urgia mâniei lui Dumnezeu din iad. Dar cum aș putea eu să încerc măcar cât de puțin muncile iadului? Frate, ține minte, ai putea mirosi o leacă din putoarea iadului. Cum era îmbrăcat cu haina, a scuturat mâneca hainei puțin și s-a făcut nevăzut. Și când a scuturat mâneca, atâta putoare a ieșit din mâneca hainei lui, încât fratele său a căzut mort jos și 3 zile nu a putut să iasă din chilie. Greu de tot a deschis ușa și s-a târât afară din chilie, și a ieșit acea putoare din chilia lui, încât s-a împrăștiat în toată mănăstirea. Călugării au părăsit mănăstirea 3 luni de zile, din cauza putorii nesuferite, care a ieșit din chilia de unde a scuturat cel din iad mâneca hainei lui. După 3 luni, acel miros greu a dispărut. Călugării, când s-au întors înapoi, l-au găsit pe acela din chilia căruia ieșise acea putoare și l-au întrebat. Ce a fost, frate, putoarea aceasta? De unde a venit? Iar el a răspuns. Știți, părinților, eu am avut un frate bun în mănăstire, care s-a dus în lume și a murit după 3 ani căsătorit. Eu m-am rugat Domnului să-mi arate unde este fratele meu. După multă rugăciune, într-o noapte a venit la mine, și l-am întrebat unde este. Aflând că este în iad, curios l-am întrebat cât de greu este în iad, deoarece îl știam nepăsător, zicând că nu crede că muncile iadului sunt chiar așa de grele cum scrie în cărți.
Atunci el m-a încredințat că nici nu poate spune limba de țărână, cât de greu este în iad, și ceea ce scrie în cărți este foarte puțin spus. Ca să vezi muncile iadului, a spus el, este imposibil, că tot atunci mori. Nici nu poți auzi ce este în iad, că mori. Nici nu poți pipăi. Și mi-a dat să miros o leacă din putoarea care este în iad. Atunci și-a scuturat mâneca la haină. Și iată, sunt 3 luni de zile de când putoarea aceasta stăpânește mănăstirea noastră și ați fugit. Și de-abia acum se poate veni înapoi. Și a încredințat tot soborul mănăstirii cât de mare putoare este în iad. Aceasta este a treia pedeapsă a iadului. A patra muncă în iad este foamea și setea. Ați auzit ce spune prorocul Isaia: vor flămânzi precum câinii și vor urla și se vor jeli, și nimeni nu va potoli foamea lor. Și Mântuitorul ne arată în Sfânta Evanghelie, în pilda cu bogatul și Lazar: părinte Avrame, trimite pe Lazar să-și înmoaie vârful degetului său în apă, să vie să-mi răcorească limba, că rău mă chinuiesc în văpaia aceasta. Ai auzit ce-i acolo? Un deget înmuiat în apă, cât de mare preț are! Și nouă aici nu ne place apa, vrem vin, rachiu, dresuri și cutare. Vai de noi să nu cugetăm deloc ce ne așteaptă! Foamea și setea sunt a patra muncă. A cincea muncă a iadului este tartarul, gheața. Tartarul este un iezer fără fund, plin de gheață și foarte rece. Aceasta este scrâșnirea dinților de care vorbește dumnezeiasca scriptură, adică gerul acela nesuferit de care nu-și poate închipui nimeni. A șasea muncă este viermele cel neadormit. Acolo sunt viermii de foc care mănâncă trupurile oamenilor și sufletele lor în vecii vecilor, și niciodată oamenii nu mor. Acolo sunt balaurii de foc și șerpii de foc care înnoată prin văpăile iadului, cum înnoată peștii prin apă la noi și nu se vatămă. Și îi prind pe cei păcătoși și îi sug și îi înțeapă și îi mănâncă în vecii vecilor, împreună cu viermii cei neadormiți. Asta este munca a șasea. A șaptea muncă este ghiena, adică focul cel nestins, care este cea mai grea dintre toate. Focul cel negru, care arde în vecii vecilor cu întuneric. De acela se tem și dracii, că ei se rugau Mântuitorului, când făcea minuni pe malul Mării Galilei, când a scos demonii din cei 2 îndrăciți: te știm pe tine cine ești, Fiul celui preanalt, te rugăm nu ne trimite pe noi în ghiena. Acolo îi trimitea, că el avea putere. Și dracii se tem de ghiena, de care spune Mântuitorul în Evanghelie, unde focul lor nu se stinge. Dar nu este foc de acesta ca al nostru, care se face ca să dea lumină. Focul acesta, chiar de ar arde pe cineva, dă lumină. Acela însă este foc negru ca păcura și de miliarde de ori mai fierbinte ca acesta. Așa spune fericitul Ieronim. Cât de mare este focul unde se topește oțelul, totuși este neînchipuit de slab față de focul iadului, ca și cum ar fi zugrăvit pe pereți. Ai vedea un foc zugrăvit pe perete cu vopsea și nu te frigi. Așa este de slab focul acesta față de focul iadului. Focul nestins nu mai are acolo nevoie de materie, cum zice Sfântul Efrem, că nu sunt oarecare care îl aprind cu materie din lumea aceasta. Acolo este foc nestins, nu este foc cu lemne aprinse, ci arde cu urgia mâniei lui Dumnezeu negrăită către cei păcătoși. Acest iezer de foc de care spune la Apocalipsă, care nu are fund în veacul veacului, arde și pe toate duhurile cele rele și le chinuiește în vecii vecilor. De aceea spune dumnezeiescul părinte Ioan Gură de Aur:
nimenea din oamenii care își aduc aminte de ghienă nu vor ajunge în ghienă. Că cine cugetă la iad, scapă de iad. Cine își aduce aminte de ghiena, scapă. Că nu există om care să-și aducă aminte de ghiena, care este atât de groaznică muncă să ajungă în ghiena. Fiindcă îndată ce își aduce aminte, el se ferește de păcat și începe a lucra fapta bună, se mărturisește, pune început bun, își face canonul și își îndreaptă viața. Este ca acela de care se spune în Biblie că nu mai este fapta ta ca ieri și ca alaltă ieri. Poate să fie omul până azi un drac și mâine se face înger luminat. Numai să-și aducă aminte de iad și de ghiena, că dacă uită iadul, ajunge în iad, dar dacă nu uită iadul, nu ajunge acolo. Am să vă spun despre ghiena și despre veșnicia iadului printr-o minune care se găsește scrisă într-o carte veche. În Sfântul Munte al Atosului trăia un călugăr cu numele Andrei. Și acesta ducea o viață sfântă, în feciorie, asceză, post, rugăciune și priveghere. În meditații sfinte și în cugetarea sfintelor scripturi. Dar s-a îmbolnăvit când era aproape de 30 de ani și a zăcut 11 ani și nu mai murea. Atunci, după dreptate, acest călugăr cu numele Andrei și-a pus întrebarea: de ce sufăr eu? Pentru că nu se știa cu păcate așa de grele, ca să sufere pe pământ atât de groaznică boală. Și a început săracul, ca tot omul care nu mai poate răbda, să se roage așa la Dumnezeu: Doamne, cer de la Tine un singur lucru și anume, sau să mor, sau să mă fac sănătos, că nu mai pot răbda. Mi-au rămas numai oasele și pielea. Rugându-se el așa, într-una din nopți a strălucit o lumină uimitoare în chilia lui. El s-a temut să nu fie de la draci, căci și diavolul se face în chipul lui Hristos, în chip de înger, în chip de sfânt ce strălucește ca soarele și poate să te înșele. Este ceea ce spune Sfântul Apostol Pavel. Nu-i de mirare că însuși Satana se preface în chip de înger de lumină și slujitor al dreptății. Adică dracii se prefac în chip de slujitori ai dreptății. Deci s-a temut călugărul și a început să facă cruce. Și îndată a văzut că intră pe ușa lui un tânăr foarte frumos la chip, foarte luminat, cu un toiac de aur în mână, cu o cunună de aur pe cap și o cruce de aur pe frunte și i-a zis: Nu te teme, părinte, nu-s diavol. Eu sunt îngerul păzitor al vieții tale și m-a trimis Dumnezeu să-ți spun un lucru. Eu totdeauna sunt cu tine. Toate suspinele tale, toate lacrimile, toate oftările, toate durerile, toate necazurile tale, eu le știu. Că tu dormi, eu nu dorm niciodată. Tu mănânci, eu nu mănânc. Tu bei, eu nu beau. Adu-ți aminte ce spune psalmistul: Tăbărâva îngerul Domnului împrejurul celor ce se tem de dânsul și îl va izbăvi pe el. Și nici să dormiteze cel ce te păzește. Deci, părinte, eu știu necazurile tale. Dar iată, tu ai început să te rogi lui Dumnezeu așa de la o vreme: Doamne, sau să mor, sau să mă fac sănătos, că nu mai pot răbda. Și Dumnezeu m-a trimis să-ți spun ție două lucruri. Iată ce spune Dumnezeu prin mine. Vrei să mai rabzi boala un an pe pământ sau să stai 3 ceasuri în iad? Dar el, când a auzit acestea, a zis: Doamne, îngerul Domnului, tu care știi necazurile mele, să mai zac eu un an pe pământ? Nu știi că o noapte îmi pare un an și că toate bolile, mai cu seamă noaptea, sunt grele? Deci cum am să mai rabd eu un an această groaznică boală? Și pentru ce rabd eu? Că eu știu ca om că m-am silit de când am venit aici în Sfântul Munte să fac voia lui Dumnezeu. Și a zis îngerul Domnului: Tu nu suferi pentru tine, tu suferi pentru neamurile tale, care sunt în iad.
și Dumnezeu te-a găsit pe tine și voiește, prin osteneala și suferința ta, să scoată din neamul tău până la al nouălea neam din iad. Că așa se întâmplă dacă un călugăr bun își face datoria. Mulți din neamul lui se mântuiesc prin el. Nu ai auzit ce zice prorocul Ieremia? Dumnezeu răsplătește păcatele părinților asupra copiilor până la al patrulea neam. Deci tu suferi pentru strămoșii tăi, dar dacă vrei să ieși și tu din iad și ei, să mai zaci un an pe pământ sau 3 ceasuri în iad. Dar ia seama ce spui, i-a zis îngerul, că în clipa aceasta ți-am și luat sufletul. A stat el și s-a gândit. Gândește-te bine, i-a spus îngerul. Atunci călugărul a spus, 3 ceasuri în iad. Când a zis aceste cuvinte, i-a și luat sufletul. Și unde l-a dus? L-a dus în Ghena, de care v-am amintit înainte, cel mai greu loc din iad, de care se tem și dracii. Și când l-a dus acolo și l-a băgat în focul cel negru și de miliarde de ori mai fierbinte ca acesta, a fost cuprins de întunericul ce domnea pretutindeni și a început a răcni și a geme de durere, căci balaurii de foc au început să-l muște și să-l chinuiască. El, când s-a văzut acolo și a văzut atâta deznădejde și atâta strigăt și atâta durere, și atâta spaimă și atâta foc, a început să strige cât putea, Doamne, miluiește-mă! Doamne, iartă-mă! După 3 minute, o lumină a despicat întunericul și a apărut îngerul Domnului. Când l-a văzut, a început a bate din palme și a striga așa, Vai mie, vai mie! Toate le-am crezut, dar una ca asta n-am crezut. Ce n-ai crezut, părinte Andrei? N-am crezut că un înger al Domnului poate să mintă. Cum se poate una ca asta, ca să spun eu minciuni? Eu nu sunt om păcătos, eu nu sunt duh rău, diavol, eu nu pot face păcat, eu nu pot minți. Cum pot eu să mint, dacă sunt rază de dumnezeire? Sunt lumina a doua din lumina cea din tâi. Cum aș putea eu să spun minciuni? Dar cum ne-a fost vorba în chilie la mine? Cum n-a fost vorba că mă vei scoate de aici după 3 ceasuri? Iată, au trecut mai mult de 300 de ani de când mă chinuiesc aici. Îngerul i-a zis, adevărul este Hristos, dar abia a trecut 1 oră și mai ai 2 ore de stat. 2 ore? A strigat monahul cu groază. Este oare cu putință să fi trecut numai 1 oră până acum? Eu am venit să văd dacă poți răbda. Atunci a zis călugărul Andrei, Doamne, dacă acesta este adevărul, că de-abia a trecut 1 ceas de când mă chinuiesc aici, în iad, du-mă înapoi în trupul meu, cel rănit și bolnav, și să sufăr acolo, nu 1 an, ci 100 de ani, ba chiar până la ziua venirii lui Hristos, numai să nu mai stau o clipă aici, în focul cel nestins. Și îndată, cu iuțeala gândului, l-a luat îngerul și l-a dus înapoi în trup. Cine a știut că a fost mort 1 ceas? Când a înviat, a început a striga, miluiți-mă, miluiți-mă! Și a venit călugărul care îl îngrija și a întrebat, ce este, părinte, de ce strigi? Să se adune tot soborul mănăstirii. Erau 300 de călugări acolo și l-au pus într-un cerdac înalt și le-a spus la toți minunea care s-a petrecut cu el, că el a stat 1 ceas în iad și i s-au părut mai mult de 300 de ani. Atât de greu a trecut timpul. Să ne ferească mila și îndurarea lui Dumnezeu și a Maicii Domnului pe toți din câți sunt aici, să nu îngăduie Dumnezeu vreunul să încerce durerile și chinurile iadului în vreun fel. Și toți, cu darul Mântuitorului și cu mijlocirea Maicii Domnului, a Sfântului Ioan Botezătorul și a tuturor sfinților, să ne mântuim,
să ne ușurăm înainte de a ne duce din lumea aceasta și să ne întâlnim cu toții în veacul viitor la bucuria cea veșnică. Munca a opta din iad este deznădejdea. Acolo, toată lumea este deznădăjduită de mila lui Dumnezeu, aducându-și aminte de cuvântul Evangheliei că s-a închis ușa și că pocăință în iad nu mai este. Munca a noua din iad este veșnicia, care stăpânește atâtea miliarde și miliarde de suflete. Nu mai există acolo o limită, că adică o să rabde omul 1000 de ani sau 100.000 de ani, ci în vecii vecilor. Dar ca să le descrie cineva câte una singură, nimeni nu poate spune. Numai una cât îi de grea, că este imposibil a descrie limba de țărână. Cine poate spune măcar una din munci câtă suferință aduce firii omenești? Că drepții, după sfârșit, primesc cele 4 însușiri ale trupului și păcătoșii primesc și ei una, însușirea nemuririi. Primesc trupuri nemuritoare, ca să ardă în vecii vecilor și să nu se mistuie, să se chinuiască în vecii vecilor și să nu scape, să înseteze în vecii vecilor și să nu aibă apă, să le fie foame în vecii vecilor și să nu aibă mâncare. Nemurirea o au de la judecată înainte, cum spune Hristos, spre a se chinui în vecii vecilor. Amin. Așadar, să luăm aminte, iubiți prieteni, și să ducem o viață curată în suflet, în gând și în faptă. Numai bine, Doamne ajută!